filme sexy. Vreau! Acum! Acum! Da? Mere? Da. Dacă mere, mere. Tovarșe la Ceaușescu, nu foarte mult cu drag, noi te iubim, tovarșe la Ceaușescu. Tovarșe la Ceaușescu, nu foarte. Bună seara, stimați telespectatori, începem prin a vă prezenta rezumatul principalelor știri ale telejurnalului nostru. Papa de mădor! Exact invers. Bună ziua, eu sunt Sergiu și acestea aproape sunt știrile. În urma mai multor sesizări ale călătorilor, Metro Rex ia o măsură drastică. Platulațele vor fi amendate începând cu luna aprilie a anului curent. Quantumul amenzii va fi stabilit în funcție de tipul flatulației, iar la 3 scăpări consecutive, călătorul negligent nu va mai avea voie să circule cu metroul timp de 3 luni. Regia a făcut publică și grila conform căreia se stabilesc amenziile. De exemplu, o parșivă la Năstase poate atrage după sine o amendă de 50 de lei, în vreme ce mai zgomotoasele Veșnica Pomenire sau Magistrala Maro pot păgubi vinovatul cu până la 300 de lei. DICOT a aprobat o măsură inedită pentru scăderea consumului de stupefiante în rândul tinerilor, introducerea de câini antidrog sub acoperire în cluburile din București. Aceștia poartă ochelari de soare și haine specifice, trecând astfel neobservați printre amatorii de muzică electronică și de pastile halucinogene. Parlamentul a votat ieri la solicitarea Academiei Române cel mai corect politic termen pentru a denumi cetățenii de etnie romă, indiano-români. Astăzi a fost descoperit cel mai tânăr om din lume. Acesta locuiește în Andreea Tudorache din Covasna, iar tatăl acestuia nici n-a apucat să-și aprindă țigara de după. Astăzi, la orele 14:25, au decedat toți utilizatorii de Twitter din România. Din pură coincidență, amândoi se aflau pe aceeași bicicletă. Institutul Național de Statistică, în colaborare cu florăria Angi din Capitală, a publicat ieri un raport conform căruia una din 10 bancnote aflate în circulație a atins organele genitale ale unei gânci. Veste incredibilă de la Timișoara. Un tânăr obsesiv-compulsiv s-a trezit teafăr și nevătămat după ce a adormit fără să verifice ușa de 23 de ori. Eu sunt Sergiu, hai că n-a fost așa rău, ne vedem data viitoare!